în secolul XIX, adică în secolele 16, 17, 18, început de 19, cultura românească era centrată pe biserică și, evident, aristocrație. Se învăța foarte multă carte în academiile domnești din Moldova și Valahia. Carte grecească, evident, literatură clasică, de asemenea și literatură bisericească. Ce se întâmplă nou în secolul XIX, la fel ca și în Ucraina, este interesul pentru folclor, pentru spiritul popular, pentru spiritul național. Și așa apare în secolul XIX acest curent foarte puternic de descoperire a poeziei populare. De pildă, Miorița este una dintre marile capodopere ale literaturii populare românești. Sigur că așa cum o citim acum, ea a fost prelucrată de un foarte mare poet al nostru, și anume Vasile Alexandri. Evident că nu pot să vă prezint toate marile personalități ale culturii române. Aș vrea însă să rețineți câteva nume și să vorbiți despre ele cu prietenii voștri români. Eminescu și Caragiale, în primul rând, pentru că sunt precum Apollo și Dionisos în cultura greacă. Unul este un geniu comic, Caragiale este un geniu comic extraordinar. Dacă vreți să înțelegeți politica românească, citiți-l pe Caragiale. Citiți Scrisoarea pierdută sau Dale Carnavalului sau Noapte furtunoasă. La fiecare pagină veți găsi câte un citat potrivit pentru a înțelege politica românească și, cred eu, și politica ucraineană. Eminescu era un mare poet, un jurnalist conservator extraordinar, este însă cealaltă dimensiune a sufletului românesc, să zicem, o dimensiune idealistă, să spunem, și poezia lui este o poezie filozofică. Sigur că am putea să-l comparăm cu Taras Șevcenco într-o anumită măsură, în privința patriotismului lor comun, a interesului lor pentru folclor, dar Taras Șevcenco este eminamente un spirit democrat, aproape socialist sau proto-socialist, în timp ce Mihai Eminescu este un gânditor foarte conservator din punct de vedere politic. Aceștia sunt cei doi mari titani ai literaturii române în secolul XIX. Aș mai menționa pentru dumneavoastră pe Mihail Sadoveanu, care cred că este cel mai mare romancier român. Sigur, sunt și alți romancieri extraordinari, precum Rebreanu sau Camil Petrescu sau în zilele noastre Mircea Cărtărescu, însă Sadoveanu cred că rămâne cel mai important, chiar dacă este contestat, criticat. Iar Sadoveanu a scris extraordinar de frumos despre Ucraina actuală, a scris despre cazaci, în Nicoară Potcoavă, e vorba foarte mult despre cazaci și, foarte interesant, îi prezintă cu simpatie, spre deosebire de pildă de Sinchievici, marele scriitor polonez, care nu îi prezintă cu prea multă simpatie. La Sadoveanu însă avem această simpatie. Iarăși aș putea vorbi despre sumedenie de alți autori. V-aș invita de asemenea să vizitați muzeele din România, fie că sunteți la București sau la Iași sau în alt oraș al României, mergeți să vedeți muzeele noastre, pentru că veți descoperi multe picturi care vă vor aminti fără îndoială de Ucraina. Mă gândesc la pictori extraordinari precum Teodor Aman sau Grigorescu sau Andreescu, printre marii clasici din secolul XIX. Un pictor care mie mi este foarte drag este Teodor Paladi, un pictor al aristocrației moldovenești din secolul 20, este o pictură nostalgică, intimistă, foarte erudită și rafinată, iar la celălalt pol al creativității românești se află, evident, marele Constantin
Constantin Brâncuș, care era un țăran deștept, genial, din Oltenia. Deci avem pe de o parte boierul moldovean, Paladi, și de cealaltă parte genialul țăran Brâncuș, care este prezent în marile muzee ale lumii. Din fericire, și în București și la Craiova sunt lucrări de ale lui, de asemenea la Târgu Jiu. Deci vă invit foarte mult să vizitați muzeele noastre, să mergeți la concerte, să-l descoperiți eventual pe George Enescu și câteva nume de mari scriitori, Caragiale, Eminescu, Sadoveanu, cred că sunt o bună introducere în cultura românească, atât de bogată în secolele 19 și 20.